Ciao, sunt Vlad de pe tot.ro, vreau să prezint săpunul de la Pantera. Cu toții știți ca un fel de green soap, să-i spunem așa. Pantera este o firmă recunoscută, ei au și tușurile de la Pantera care sunt fabuloase, deci extraordinar de bune. Pe lângă asta, cei de la Pantera au creat și acest săpun. Săpun care dăm în timpul tatuajului. Știți cu toții, mai au încă un săpun, dar acum s-au gândit să facă o variantă nouă, îmbunătățită, putem să-i spunem, cu miros de căpșuni. Miros de căpșuni, cum spun și ei, ca și guma de căpșuni care îți vine să te topești după ea, care îți vine să o mănânci. Au venit cu acest miros tocmai pentru clienții voștri și pentru voi să vă fie mult, mult mai plăcut în timpul tatuajului, să aveți mirosul ăla extraordinar de căpșune, de gumă de căpșuni, cum spun și ei. Pe lângă asta, au venit cu ceva adițional la acest săpun. Au venit cu witch hazel, care este un ingredient foarte bun, chiar extraordinar, îl îndepărtează rușația pielii și pe lângă asta au băgat și aloe vera, care iar aloe vera la fel, ajută pielea să regenereze mult, mult mai repede și în timpul tatuajului când dăm, ne ajută foarte, foarte mult. Este un săpun antibacterian, pe lângă asta el se poate folosi ca și atare, deci îl puteți pune să-l folosiți așa sau îl puteți dilua până la 80%, spun cei de la Pantera, ceea ce este foarte, foarte mult. O sticlă la un litru, deci puteți să vă puneți, să zicem, 20 de mililitri și 80 de mililitri de apă ca să vă face 100 de mililitri. Sau dacă aveți sticle de 250 de mililitri, 40 de mililitri la 200 de mililitri de apă. Dar la 160 de mililitri de apă să vă dea 200 de mililitri în total. Deci se poate dilua foarte, foarte mult, până la 80% apă. Sunt două variante la el, există varianta la 500 de mililitri și varianta mare la 1 litru, în așa fel încât să vă ajungă o lungă perioadă de timp. Se folosește în timpul tatuajului, știți cu toții. În timpul tatuajului vrem de fiecare dată să ștergem tatuajul. Adică, în timp ce facem tatuajul, avem sticla cu apă care pur și simplu dăm din când în când să ștergem, când se murdărește tatuajul. Și de ce este, mai ales că aude și witch hazel și are și aloe vera în timpul tatuajului, în timp ce ștergeți, se ia și roșiața pielii, și tatuajul, deci este o chestie super, super ok. Pe lângă asta este și antibacterian, ceea ce ajută foarte, foarte mult. Elimină, să zicem așa, contaminarea încrucișată. Deci o elimină total în timpul tatuajului, ceea ce este un indicator foarte bun. Acesta ar fi săpunul de la Pantera, la 500 ml și la 1 litru. Eu sunt Vlad de pe tot.ro și cu mare plăcere ne vedem la următorul video. Pace!